o revenire la Dinamo mai intensă, poate, decât vă așteptați. Da, și cu meci bun. Vreau să fim realiști, că a avut atitudine foarte bună. Am reușit să înscriem. Am avut încă două ocazii de a marca cu Torge și cu Dejan. Au avut și eu o bară în prima repriză. Dar așa, băieții au stat bine în teren. Nu le-am dat spații. Și iar pe contre, am avut posibilitatea să terminăm meciul. Nu mai vorbesc de repriza a doua, în care am scăpat și 3 contra 2 și 2 contra 1 și 2 contra 0 și tot n-am reușit să înscriem. Dar așa, ca atitudine, felicitări. În două zile de când am lucrat cu ei, doar așa mai mult ca așezare și ca moral ce am putut să fac. Îmi pare rău că au muncit, deci da, chiar nu pot să le reproșez că n-au putut. Robert Moldoveanu, cum era la final? V-am văzut pe dumneavoastră foarte nervos după aceea ocazie ratată. Sau Filip, iarăși reproșa la final faza aceea bricoșeu pe care a ajuns mingea la Niculescu? Experiența lui nu trebuia să se precipite, că ăla era și căzut. Da? Se întâmplă, așa e când nu trebuie să fie. Dar la Moldoveanu ce să vă reproșez? E jucător tânăr, dar e cam de mult tânăr, de perspectivă. Păcat că n-ai situații de astea... Înscris. Și era bine și pentru el. Făceai 3-1, dădea și el gol, că n-a mai dat gol de nu știu cât. Și era bine. Să vede. Și ca poziția. A avut poziție proastă. El, la un moment dat, vrea să-l prindă pe Dejan. Deci, în situația asta, când ești 2 contra 1, cum a fost situația cu portarul, mai puțin în urmă. Și s-a dat și cu fața. El a stat în lateral și a fugit piciorul când a vrut să dea. Am avut ocazia. Am avut și bară la sfârșit și... Pe o fază fixă, a venit urmă unei faze fixe, ne-am precipitat și cu mult noroc a reușit să... Totuși, două goluri primite în suportare numerică, niște semne de întrebare? Da, ce goluri au fost, cum au fost primite? Tot așa, săracul, portar a respins de două ori și ai mei toți stăteau și se uitau. Deci a fost pe greșeli. Poate ne-am relaxat la 2-0 și clar... În momentul de față nu avem bancă, asta e clar. În momentul când s-au făcut schimbările, cei care au intrat încă nu se ridică. La nivelul jucătorilor care au venit, gen Torje, Mirko, parcă ăștia mei care au intrat erau mai obosiți ca cei care... Unul l-ați scos pe care l-ați introdus la, nu? Păi da, pentru că la primul gol a greșit. Deci putea să joace simplu, a vrut să dribleze, au recuperat și imediat pe faza aia a fost gol. Adică ei trebuie să înțeleagă, pentru că șansa mai mare pe care au avut-o cei care sunt aici de câțiva ani, nu cred că o să mai prindă. Pentru că, nu că eu nu mai am răbdare și timp, dar Dinamo și suporterii nu mai au răbdare. Deci e clar. Deci le-am și spus și în vestiar. Îmi pare foarte rău, pentru că sunt băieți buni și care chiar vor. Dar poate au niște limite, poate au nevoie, eu știu, să prindă o sezon în care să joace meci de meci. Că se pierde. La un moment dat, antrenorul care vine se gândește și la rezultate și la situația în care e Dinamo. Ați vorbit de suporteri, erau foarte supărați la final, am văzut că au chemat pe jucători, le-au adus niște reproșuri. Da, dar la meciul de astăzi ar trebui să aprecieze, pentru că a fost o altă atitudine. Cred că atâtea ocazii n-au avut în toate meciurile care au trecut până acum. Dar și aici e vorba și de calitate, de timing, poate le cerem prea mult la unii jucători. De-aia zic, acum avem două săptămâni pline în care vor fi antrenamente. Și vor fi și jucători noi? Spuneați de doi jucători că e posibil să ajungă în perioada următoare. Cel puțin doi vor veni, pentru că e nevoie. Eu le-am și zis, bă, nu vin și să schimb de dragul de a schimba, dar e nevoie. E nevoie. Nu se poate să jucăm cu un fundaș stânga, să jucăm fundaș dreapta. Cei care au venit nepregătiți, l-am pierdut și pe Matei ieri, care era cu experiență, pentru că diferența la cei de la urmă au făcut schimbările de la pauză. Cu Bizonul, până la urmă, e ceva adevărat sau s-a înțeles ceva greșit? Eu am vorbit de Bizon, cineva pe profilul Bizonului. Aici aveți, aici sunt despre aproape, da. Ce să mai facem cu Bizonul? Nu joacă la Mucron în echipă în Liga 2, ultima clasată. Numai Bizon a avut perioada lui bună și a făcut treaba, deci nu avem ce să-i reproșăm. Greșeala mare că noi
perioada aia n-am făcut niciun efort și nu trebuia să fi făcut un efort mare și să rămân. A avut ofertă mult mai mare decât cea pe care a făcut-o cei de la FCSB. Cei care au fost, care au condus echipa în perioada aia, n-au simțit că ce trebuie să facă. Dar nu se pune problema ca noi să vină la Dinamo. Mesajul dumneavoastră pentru jucători e cumva și că până în iarnă e o perioadă de testare și că pot fi multe schimbări în iarnă din punct de vedere al lotului? Nu e prea multe, nu poți să schimbi. Și în perioada asta nu poți să găsești jucători. Nu că vorbesc de că n-ar fi bun, dar nu și-au găsit echipe, s-au antrenat. Vedeți ce probleme avem aici noi cu jucătorii care... Nu mă refeream în iarnă, perioada de transferul din iarnă. Atunci va fi o... Da, nu începem de acum, că am văzut în ziare toată lumea că vine ăla, unul de 1 milion, unul de 15-16. Nu mai vorbiți că... Uitați că noi suntem în insolvență. Da? Și să există un buget pentru salarii. Dar se vorbește de întâlniri? Nu există comisioane ca să stea liniștit toți care mâncați rahat pe aici, da? Deci nu sunt comisioane, nu se dau comisioane, așa că n-am venit să mă îmbogățez la Dinamo, am venit pentru că vreau să ajut. Și o să ajut și mai ales meciul de astăzi cu o echipă foarte bună, noi am arătat lucruri pozitive și asta îmi dă încredere și sunt sigur că noi vom reuși să ne îndeplinim obiectivul. Se vorbește de întăriri și în partea administrativă de conducere. Marius Nicolae, Ionel Dănciulescu, e posibil așa ceva? Nu știu, aici pe mine mă interesează ca să aduc jucători care să creeze concurență, că noi nu avem concurență în echipă, cum mi-aș dori eu. Ok, să ai și jucători tineri în lot, dar la un scor pozitiv să poți să-i folosești, nu când scorul e la limită. Dar ceilalți nu mai puteau și deci am fost obligat să fac schimbările care le-am făcut. Mulțumesc! Seara bună!